Bună ziua, dragii mei! În minutele care urmează ne vom întâlni cu o doamnă frumoasă și tare dragă sufletului meu. Se numește Ligia Necula și îi mulțumesc că a venit aici alături de noi. Și eu îți mulțumesc! Pe doamna Ligia Necula o știu de ceva timp, este realizatoare la România Radio Cultural. Acolo ne-am întâlnit, am făcut împreună emisiuni și vă mărturisesc că am avut multe de învățat de la dânsa de-a lungul timpului. Ligia, este o mare bucurie să te avem aici printre noi. Cum spuneam, avem nevoie de oameni ca tine, avem nevoie de oameni care iubesc scrisul, care știu să-l dăruiască, care știu să comunice cu copiii, care pot fi la un moment dat modele. Tu mie, la un moment dat, chiar mi-ai fost model și... mă bucur această întâlnire cu tine pentru că acum din nou încă mai avem ceva de învățat și de la tine. Vreau să ne vorbești despre ce a însemnat pentru tine cititul, ce a însemnat poveștile. Cum ai ajuns tu redactor la radio, un radio foarte cunoscut și iubit de spectatori? Ce a însemnat întâlnirea ta cu copiii, cu părinții? Cum se pot forma modelele în viață, că toți avem nevoie de astfel de modele, de la care să învățăm din când în când câte ceva. Mulțumesc, în primul rând, pentru invitație. Pentru mine e o surpriză și e o surpriză să fiu invitată să vorbesc eu despre mine și nu să iau eu interviuri altora. Și o surpriză și prezența mea într-un studio de televiziune, pentru că acolo la radio ești obișnuit în cutiuța mai discretă a realizatorului de emisiuni. Sunt tare curioasă să aflu de la tine ce ai învățat tu de la mine. Eu am învățat de la tine rostitul poveștii vii care prinde viață și m-a dus repede cu gândul la o întâmplare frumoasă pe care amândouă am pus-o la cale cu copii de o șchioapă de clasa a doua, cărora le-ai adus viața într-o sărbătoare, le-ai făcut sărbătoarea vie. Era vorba de Sfântul Nicolae și de copiii de la liceul Nicolae Iorga, unde l-ai citit. Mi-aduc aminte cum stăteai jos, pe lângă tine erau ei și eu lângă tine eram, un alt copil, și cum ai reușit atunci, vorbind cu fiecare în parte, să faci să trăiască cu adevărat spiritul sărbătorii și nu... împachetatul unei sărbători, așa cum din păcate societatea face pentru ei. Și eu îi admiram pe copii cum împodobesc bradul cu globuri făcute din quilling. A fost pentru prima dată când am văzut globuri făcute din așa ceva și știu că ei concurau la cel mai frumos brăduț, pentru că atunci fiecare brăduț intra într-o competiție și în final, chiar dacă n-au luat locul întâi, că am stat să văd în final pe ce loc se clasează, important a fost această colaborare și starea aceea care s-a creat între noi. Și pentru că spuneai de întâlnirea mea cu copii și cu părinți, uite, asta mi-a venit în minte acum, că până la urmă cel mai important lucru pentru un părinte și pentru copiii lui este să înțeleagă împreună că nici nu contează competiția. Din păcate, atunci când competiția este prea acerbă și de cele mai multe ori în mintea adulților și nu a copiilor, se pierde esența, se pierde bucuria de care spui tu și poate aduce și foarte multă suferință după aceea. Da. Pentru că, de fapt, important este să fii acolo unul lângă celălalt, să pui suflet lângă suflet, să te bucuri de ceea ce faci. Asta contează, nu ești pe locul întâi sau sunt pe locul doi. Și că globul tău de hârtie, așa cum ai văzut tu atunci, este al tău, reprezintă ceva din tine și nu intră în competiție niciun fel cu altul. Este unic. E, asta cred că ar fi prima lecție importantă pe care un părinte ar trebui să o înțeleagă despre copilul său. Cum am ajuns eu acolo? Păi e drumul lung, dar acum vrând nevrând m-am concentrat pe viața mea de părinte. Pentru că atunci... pentru că tu ai un băiat la liceu și o fată la școala generală. Da, și atunci înțelegi că dacă cumva n-ai trăit vârsta aia la fel de
profund, ai încă o șansă să trăiești la 17 ani și la 11 ani. Să ai încă o dată 17. Cât am eu încă o dată, acum. 11 ani. Exact, da. Pentru că ai nevoie să intri în lumea lor. Și de asemenea să-i înțelegi pe ei așa cum sunt, că sunt persoane, că sunt universuri în sine, că nu sunt acolo nici ca să ți valideze ție viața, nici ca să-ți dea neapărat ție sens, ci sunt acolo pentru că tu, ce-i drept, ai decis la un moment dat să spui facă-se voia ta și să aduci și tu o viață pe lume. Dar în rest este bucuria de a descoperi că ei sunt ei înșiși persoane în sine, cu destinul lor, cu farmecul lor, cu identitatea lor. E o lecție pe care, chiar dacă poate șochez anumite persoane, trebuie musai să o înțelegem când devenim părinți, că copiii nu sunt niște accesorii ale vieții noastre. Nu sunt veniți în lume ca să bifăm noi undeva într-un curriculum vitae că avem copii și că dacă copiii ăia n-ar exista, curriculum vitae ar fi incomplet. E adevărat, pe de altă parte, că copiii aduc într-adevăr împlinirea unei vieți, mai ales a unei femei, dar nu pentru asta îi facem. Fiecare copil are personalitatea sa, are talentele sale, are dorința sa de exprimare și dorința de a descoperi modele. Da. Cum descoperim modelele? Păi modelele le descoperim atunci când plecăm în căutarea lor. Deci primul pas este să ne propunem să descoperim modelele. Asta ce înseamnă? Înseamnă că deja intrăm în modul de învățăcel, adică realizăm că avem de învățat de la alții. Al doilea pas este să mă gândesc, nu știu, nu mi-am pus întrebarea, să știi bine că nu m-am gândit la ce o să-ți povestesc în emisiune. Al doilea pas cred că este acela de a porni la călătoria asta fără așteptări foarte mari. Adică unii își aleg eroi de poveste, eroi mitologici, eroi din mass media, Doamne ferește, dar se întâmplă și asta. Și pornesc în căutarea identificării hărților perfecte, așa să se suprapună și să fie identice. Cred că e o capcană acolo. Ce cred eu? Ce variantă ofer eu acum? Este să pleci în călătoria asta fără niște așteptări, fără un portret robot al modelului și practic întâlnind oameni, să fii capabil să identifici în fiecare ceva de învățat. Așa e ideal. De-a lungul timpului am văzut că cei mici își fac modele pornind de la desenele animate. Da. Și părinții îi lasă acolo în lumea desenelor animate pentru că vor să scape de ei, acolo au ei treabă, îi lăsăm acolo, eu îmi văd de ale mele și copilul soarbe acele informații care de-a lungul timpului pot să-i dăuneze foarte mult. Am întâlnit copii, Ligia, care văzând astfel de filme chiar n-au mai putut să doarmă pentru că se uitau la tot felul de monstruozități. Copii care la un moment dat nu mai aveau încredere să meargă singuri la baie, trebuiau însoțiți. Da. Deci mare atenție, dragii mei, la desenele animate la care se uită copilul, că nu se știe de acolo ce informații care da. Pot să-l afecteze. Din păcate, din păcate, în momentul de față, adulții se joacă cu lucruri foarte urâte și nu se mai gândesc la copii decât ca la niște consumatori. Din păcate, trebuie să spunem asta. Copiii mei au crescut cu Disney. Noi nu am avut desene animate pe televizor, ci am făcut o selecție și bineînțeles și aceea pe care o văzuserăm noi când eram copii și atunci a fost și ca o punte de comunicare între lucrurile care ne plăceau nouă și ne-am bucurat că le plac și lor, deci era și un lucru comun, o bucurie comună, iar după aceea când apăreau desene animate noi, proaspete, mai întâi le urmăream noi. Este foarte adevărat ce spui tu și sunt foarte tristă, aș spune chiar că furioasă uneori pe adulți, pentru că nu sunt conștienți de ce le dau copiilor lor.
unii nu sunt conștienți, alții sunt pur și simplu neglijează, își găsesc scuze pentru lucruri pe care le intuiesc sau le știu chiar. Din păcate, poveștile din fericire, ele au fost gândite în toate culturile umanității ca să fie o sursă de arhetipuri, o sursă de modele care țin de un patrimoniu mental colectiv la care toți ne raportăm și atunci, practic, acele personaje din povești erau cu adevărat modele și funcționau ca modele fără ca să-și dea seama generațiile de copii că au funcționat. Și fără ca să li se impună. Fără ceva. Ca să li se impună. Ei nici nu știau că sunt așezate în inima lor și în mintea lor lucrurile care erau valabile pentru o umanitate întreagă. Acum însă, cum spuneam, copiii sunt niște consumatori încă din pântecele mamelor și adulții care fac asta, treaba lor, e conștiința lor, e sufletul lor, dar fac un lucru care se poate compara cu un genocid spiritual. Vorbeai de desenele animate, mi se sparie gândul când văd că chipul omenesc, care este și chip divin, da, l-are pe Dumnezeu în el, este zi, e desenat urât. Țin minte că explicam copilului meu, lui Ștefan, cel mare, cel care e acum mare, îi explicam de ce nu-l lasă, adică trebuie să-i dai și o justificare la anumite interdicții. De ce nu-l lasă să uită și la desenele alea? Și făceam comparație, mi-aduc aminte, inclusiv între chipul din desenele de calitate, din desenele frumoase, de tip Disney, și chipul celor de pe un anumit post, că nici nu merită să-i dau numele. Și ale erau desfigurate și spuneam, Ștefan, uite-te cât de urât sunt oamenii ăștia, oamenii în realitate. Nu sunt așa urâți. Uite-te cât de stupiți, cât de proști sunt oamenii în realitate. Nu sunt așa. Și le deformează realitatea. Tu ai avut răbdare să le explici copiilor tăi ce e bine și ce nu este bine. Dar sunt părinți care nu-și fac timp pentru așa ceva. Am întâlnit copii care văd anumite filme pentru că în clasă toată lumea trebuie să vadă acele filme ca să fie la nivelul respectivilor. Trebuie să fie acceptați, da, în grup, e adevărat, e naturală nevoia. Dar noi ca părinți, uite, trebuie să ne facem timp să vorbim cu copiii ce e bine, ce e rău, unde dăunează și de ce. Este un lucru complicat și înțeleg, pot să accept că unii părinți se simt dezarmați, se simt depășiți de lucrul ăsta, dar tot trebuie să-ți găsești o cale să ajungi la ei și să le explici, pentru că riscul de a le pierde sufletele e mare. Și eu așa îi zic adolescentului meu acum, când nu mai pot să fiu alături de el, îi zic și fetiței mele, Maria, care are 11 ani, dar pentru el este momentul. Ți-am dat o busolă, ai grijă, păstrează busola cu tine, acolo unde eu nu mai pot să fiu, decât cu gândul sau prin rugăciune. Și când tinde să creadă că ceva din ceea ce spun eu este într-un fel restrictiv sau exagerat sau poate, eu știu, poate chiar patetic, încep să-mi iau rolul de mamă, îi aduc aminte un lucru esențial. Eu sunt responsabilă nu numai pentru ce încalți, ce îmbraci, ce mănânci, cu cine te întâlnești și ce faci. Sunt responsabilă pentru sufletul tău. Eu, pentru sufletul tău, dau socoteală. Dacă un părinte obosit, stresat și așa mai departe, cum este el, cum sunt foarte mulți, pentru că se lasă așa. Asta e altă poveste într-o emisiune cu povești pentru adulți. Își aduce aminte, are așa o clipă în care se raportează la ce e mai important, va descoperi că este mai important să fie responsabil pentru sufletul copilului lui decât pentru faptul că bea sau nu bea ceva. Acum, mi-am adus aminte cu băutul și când m-am uitat la pahar, mi-am adus aminte de alt tip de subterfugiu tipic adulților, de a crede că dacă îi dau copilului apă pură, plată, neatinsă de nu știu ce, este o nouă modă, da? Mâncare ecologică, bio, cum mai vrei tu, își fac eforturi imense de a
achiziționar, de a putea să și le permită pentru cei mici, pentru cei mici, dacă se duc la grădinițe și la școală, unde e cazul la after school, și terorizează persoanele de acolo ca acei copii să aibă niște lucruri care să fie purificate de orice chestie care ar putea să le facă rău sănătăților fizice. Cred că acest lucru este o poveste pentru adulți. Cumva, observându-i, vorbesc din observație, nu vreau să generalizez, bineînțeles, dar am avut experiența de a trăi printre asemenea părinți. Cred că este, de fapt, un subterfugiu al lor de a-și acoperi vina că nu sunt atenți la sufletul copilului, acoperind toate aceste chestii materiale, asigurându-i toate aceste lucruri materiale și ei făcând să le tacă un pic personajul ăla din poveste care s-ar numi vinovățel, nu știu cum s-ar trebui să se numească. Da, frumos spus. Tu ai crescut cu povești pe copiii tăi? Da. Cum da. Făceai? Le citeai seara? Păi când e, da. Când așa. Erau mici, le citeam seara. Ce le citeam? Povești, multe povești, nu mai știu, multe. Așa. Nu vreau să văd dacă ai citit în special Andersen sau Frații Grimm sau Ispirescu. Și cele care, da, și cele care, nu, sunt... Că trebuia să te pliezi după, cât da. De cât după gusturile lor. Da, 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 le-am citit și asta, dar le-am citit și povești arabe și povești japoneze și alte cărticele pe care le luam. Știu că nu îmi plăceau foarte tare cărțile astea scoase frumoase, cu poze, nu știu ce, dar care aveau textul măsluit, ca să zic așa, sau în fine, nu mai avea multă legătură cu povestea inițială. După care, de la un punct încolo, s-a întâmplat ceva foarte fain, nu mai știu cum, ce a declanșat asta, nu mai mi-aduc aminte. Ștefan a prins gustul poveștilor fără poze și atunci seara spunea, mai spunem tu o poveste fără poze. Sigur că probabil că eu am inventat ritualul respectiv, dar nu mai mi-amintesc cum am ajuns acolo. Cert este că am ajuns să compun povești. Și compuneam povești, bineînțeles, în funcție de clipa respectivă. Uneori compuneam povești și cu lucruri care se adunaseră în ziua respectivă și simțeam nevoia ca toate poveștile adevărate să le starea. Da, să le dau sau să le dau un miez ca el să le înțeleagă, să le accepte prin intermediul poveștii, cum spuneam, niște învățături. El le asculta foarte, foarte atent. Colabora, venea și cu idei. Da, da, era opera aperta, da, opera deschisă. Așa un fel de regret am că uite, nu le-am scris, n-am simțit nevoia să le transcriu niciodată. Poate că nici nu trebuia să le transcriu și să rămână ceva între mine era și el. Era povestea momentului. Erau povești elaborate, credem. Sunt convinsă că te cunosc, dar ai tot timpul de acum încolo să scrii. Acum scrii altfel. Și poate odată ne dăruiești o carte cu astfel de povești. Asta ar fi o provocare, pentru că acelea erau într-adevăr... trebuiau să rămână nescrise între mine și el. Bineînțeles că am făcut povestea asta, am continuat povestea asta și cu Maria. Le cântam, deci era într-adevăr momentul ăsta de sfârșit de zi, era ritualizat, da, era ritualizat. Da, foarte important această legătură între părinți și copii. Fiica mea avea 4 ani și jumătate și nu vorbea. Și aveam probleme la grădiniță, doamna educatoare venea și mi se plângea, fiica dumneavoastră n-a învățat poezia, când ea nu vorbea. Și am zis, hai să facem ceva, așa că am hotărât împreună să aducem în casă în fiecare duminică copiii de pe strada noastră, de vârsta ei, și acolo să ne jucăm. Și împreună cu acei copii făceam teatru. Le dădeam un subiect, ei trebuiau să joace, să-și creioneze personajele, ei făceau textul și ideea și-o transferau unul altuia, ca să fie așa o poveste continuă. Trebuiau să danseze, să cânte, nu numai să vorbească. Fiica mea era ultima care trebuia și ea să intre în rol și în felul acesta a început și ea să zică câteva cuvinte, a început și ea să danseze și a dat drumul și pas cu pas a început să vorbească.
Uite ce importantă este această legătură între părinți și copii. Da, este importantă să le oferi, cum ai făcut tu cu ea, să le oferi situații, contexte în care ei să se descopere sau în care ei să poată simți libertatea pe care o au de a se implica sau de a sta deoparte, pentru că știi că faptul că copiii vorbesc să le dăm această alegere. Da, da, decizi să vorbească mai devreme sau mai târziu, dincolo de specificității tipice fiecărui copil, ritmul firești la fiecare, este și o atitudine față de lume pe care noi, cred că, ignorăm să o luăm în seamă. Credem că copilul e așa o chestie naivă, este un ulcior gol, nu a venit cu nimic, noi trebuie să ne grăbim să băgăm cât mai multe acolo în ulciorul ăla, când eu cred că el vine deja cu ulciorul plin. Și cred că are posibilitatea asta să decidă dacă în anumite contexte vorbește, ca să rămânem pe povestea cu vorbitul, vorbește sau consideră că nu merită să exprime încă ceva. Și dacă decide că vorbește, cum ar decide că se deschide către lume și către ceilalți, și cu siguranță a luat acolo înăuntru o decizie importantă. Da, noi ca părinți vrem ca al nostru cel mic să fie, dacă se poate, cel mai deștept într-un grup, într-o colectivitate. Sau să fie acceptat, să nu fie diferit. E aici o luptă a sistemului, a societății, din păcate, cu ștergerea diferențelor. Și când copilul tău e al tău și e firesc să-l vezi unic și e unic, nu este acceptat în grup și tu știi că ești un adult care la rândul tău te-ai luptat pentru acceptare, știi că aduce suferință pentru el și vrei să-l păzești de această suferință, și atunci este o luptă în interiorul tău și a lui după aceea cu sine de a fi acceptat și pe de altă parte de a-și păstra individualitatea, de a-și păstra valoarea lui intrinsecă. E, societatea în care trăim noi acum, cel puțin, deși sunt așa, simt eu așa niște semne că am mai avea o șansă să ne schimbăm, tinde să șteargă vârfurile. Când spun vârfuri, nu mă refer numai la copiii superdotați, pentru că toți copiii vin superdotați, apropo, da? Vin superdotați pe lume. Noi, după aceea, încetul cu încetul, îi aducem la această medie, care pentru societate, că e și ea un fel de organism, societatea, înseamnă funcționare, funcționalitate. Ligia, îți mulțumesc. Vom continua, dragii mei, discuția aceasta mâine, unde ne vom reîntâlni din nou cu Ligia Necula. Ligia, mă bucur că ai fost lângă noi, îți mulțumesc. A fost foarte interesant tot ce ne-ai spus. Dragii mei dragi, urmăriți-o mai departe pe Ligia, pentru că are o experiență deosebită. Avem ce învăța cu toții de la ea. Și vă doresc mai departe o zi frumoasă, rămâneți pe postul 6 TV. Numai bine tuturor!